Mircea Badea a fost arestat. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp. A venit SWAT team să mă aresteze. Mircea Badea a anunțat că a fost arestat, în Anglia, în urmă cu ceva timp. Mircea Badea a făcut o dezvăluire total neașteptată, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Prezentatorul a anunțat că a fost arestat, în Anglia, în urmă cu ceva timp. Mircea Badea a fost arestat. Totul s-a întâmplat în urmă cu ceva ani, în Anglia, din cauza unei erori. Mircea Badea a ajuns să fie arestat de forțele speciale de intervenție. După 12 ore, lucrurile s-au calmat, iar prezentatorul a fost eliberat. De atunci, pentru o perioadă mai lungă de timp, omul de televiziune a avut probleme în momentele în care ajungea pe aeroporturile din Marea Britanie. Mie mi-au luat adnul la un moment dat. Vă spun, așa, pe scurt. Pe mine m-au arestat odată în Anglia. Nu am povestit niciodată asta, nu e nimic teribil. A venit SWAT team să mă aresteze și în vreo 12 ore s-a lămurit situația și cu aceeași mașină m-au dus înapoi în aeroport. După interogatoriu mi-au luat adnul și a venit un cetățean cu trusă specială. Îți bagă pe interiorul obrazului un fel de periuță cu care te râcâie un pic. Adică nu se ia așa pur și simplu. Nu, tăticule. Deschizi gura și, pe interiorul obrazului, îți ia cu o periuță aspră. A să nu fie teoria ale conspirației. A fost o greșeală de eroare toată treaba din Anglia, dar s-a întâmplat dintr-o eroare la care eu am avut o contribuție semnificativă. E spectaculos în sine, dar neimportant. După aia, de câte ori mă duceam la Londra? Chit că era escală în Londra pentru că mergeam în SUA sau mă înorceam din SUA, toți din delegația în care eram râdeau că ziceau că iar ajung. La pașapoarte. A povestit Mircea Badea.